Salutare, prieteni! Astăzi am să vă arăt cum se oprește Windows Defender-ul în sistemul de operare Windows 10. Este o modalitate foarte simplă. Trebuie să tastați la tastatură fereastră R și veți scrie apoi aici gpedit.msc, dați OK și se deschide Group Policy Editor-ul. Aici, la secțiunea Administrative Templates, veți intra pe Windows Components și veți căuta Windows Defender. Mergem la Windows Defender. În dreapta, vedeți unde este Turn Off Windows Defender, dublu click. Și dacă nu este Enabled, veți da Enabled, Apply și OK. Închideți Group Policy-ul. Veți vedea că dacă o să căutați aici Windows Defender, așa, spune că este închis, va scrie că este închis. Și cu asta s-a terminat. Windows Defender-ul este, în special, intră în acțiune în momentul în care vreți să instalați jocuri crăcuite, etc. Cam asta a fost tot. Mulțumesc pentru atenție. Be free să-mi scrieți comentarii dedesubt sub video. Pentru alte întrebări puteți să-mi scrieți pe adresa mea de e-mail sever29alexandru@gmail.com. Atât pentru astăzi, mulțumesc!